O adolescentă a murit după ce a traversat în fugă un drum județean. Copila a fost călcată de o mașină, iar medicii nu au mai putut-o salva. Viața unei adolescente din Cordun a fost curmată de un autoturism care circula pe DJ207B, la volanul căruia se afla o femeie în vârstă de 42 de ani. Fata, în vârstă de 14 ani, s-a angajat în trecerea străzii atunci când a fost surprinsă și accidentată mortal de mașină. În zadar au resuscitat-o cadrele medicale ajunse la fața locului. Pentru tânără nu s-a mai putut face nimic. Încă nu se cunosc împrejurările producerii accidentului rutier și nici dacă șoferița consumase sau nu băuturi alcoolice. Martorii susțin că fata a încercat să traverseze drumul pentru a ajunge la fratele său. Polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.